ca să ajungi să trăiești viața pe care Dumnezeu a intenționat-o de la bun început pentru tine, când te-a mântuit, trebuie să-i încredințezi Lui întreaga ta ființă. Dumnezeu ne-a creat să fim relaționali și să manifestăm empatie și responsabilitate unii pentru alții. Dacă îți pui problema, cum ar trebui deci să trăiesc? Apostolul Pavel răspunde pe larg în capitolele 12 și 13, abordând viața creștină ca o sumă de relații privilegiate în care credinciosul are drepturi și responsabilități și de care trebuie să țină seama în continuu, de fiecare în parte, dar și de suma, de coexistența lor. În primul rând, relația ta cu Dumnezeu. Pentru că beneficiezi acum de bogăția harului și îndurării lui Dumnezeu, încredințează-i Lui întreaga ta ființă ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Pune-te la dispoziția și în slujba Lui. Trăiește ceea ce crezi. Și nu uita, din momentul în care te pretinzi sau crezi că ești ceea ce nu ești de fapt, practic ai renunțat să mai distingi voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dar când te predai cu totul Duhului Sfânt, voia Domnului va modela în chip desăvârșit viața ta, cum numai El știe și poate. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Am citit versetul 2 din Roman 12. Apoi, relația ta cu Duhul lui Dumnezeu. Biserica este ca un trup, cu diversele sale mădulare și organe, fiecare funcționând și acționând conform menirii. Când ne mântuie, Dumnezeu ne atribuie calități și abilități specifice, particulare, pentru a sluji în trupul poporului Său. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, fiecare să le întrebuințeze după măsura credinței lui. Am citat versetul 6 din Roman 12. Când îți exersezi și îți valorifici darul, când contribui cu smerenie și bucurie la viața trupului, confirm prin asta că Duhul Sfânt este viu și domnește în tine. În al treilea rând, relația ta cu ceilalți creștini. Prin puterea și lucrarea Duhului, devenim capabili să trăim în mod vizibil evlavios și să rămânem în contact cu oamenii din jur. Suntem chemați și în stare, dacă vrem, să ne iubim unii pe alții cât de mult și bine putem. Să dorim din toată inima și să ne dăm toate silințele să ne susținem unii pe alții în slujirea Domnului și asemenilor. El ne va ajuta inclusiv să împărtășim ceea ce avem cu aceia care sunt în nevoie și să ajungem să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Și împreună să facem o prioritate din a călca pe urmele Domnului Isus. În al patrulea rând, relația ta cu oamenii care nu-L recunosc încă pe Isus Hristos. Trăim într-o lume înstrăinată față de Dumnezeu, printre oameni necredincioși sau cu o formă de credință și nu arare ori suntem răniți în multe feluri de aceștia. Încredințați Domnului și aceste situații. Și țineți cont să trăiți ireproșabil, așa ca nimeni să nu vă poată învinui de nimic. Nici mândrie, nici lene, nici datorii, nici meschinărie sau zgârcenie, nimic. Nu lăsați răul să vă afecteze și să vă fure pacea și bucuria. Nu încetați să faceți bine, chiar și când vi se face rău. Și continuați să umblați prin puterea Duhului Sfânt. Ne oprim astăzi aici, dar vom continua cu rețeaua aceasta de relații și data viitoare.